ușor, dar nu ușor asta cu bârfitul. Este un lucru universal, din păcate, foarte răspândit, în forme foarte rafinate. Uneori, unii mă întreabă, dar care e diferența, părinte, între a judeca și a constata? Dacă eu zic că cu tare bea, e judecată sau e constatare? Păi depinde, mă, cu ce inimă faci. Ce e în inima ta? E judecată sau e durere? E milă? E dragoste? Ce este acolo? Și depinde care e rostul. De ce să-i spui celuilalt că vezi că X bea? Îi spui ca să se roage și el spui, băi, vezi că cu tare are o boală. Are o problemă, are ispit, are durere. Hai să ne rugăm mai mult pentru el. Sau îi spui, cu tare, știi ce le trage la măsele? Ai grijă. Deci, și vorba cuiva, ținem post, nu mâncăm carne, dar mâncăm carne de om. Că doar asta este bârfitul și vorbitul de rău. Și ca să te păstrezi, ca să nu... Să nu mai cază în asta, e clar că trebuie să-ți ții mintea ocupată. Tot timpul zici, Doamne, miluiește-mă, binecuvintează-mă, nu mă lăsa să cadă în asta. Și așa numită trezvie. Este o atenție trează. Deci eu sunt prezent în viața mea. Și prezența asta nu pot să o am. Starea aceasta de prezență și de conștientizare, decât dacă sunt conectat la Dumnezeu. Cum nu sunt conectat la Dumnezeu, cum intru pe pilot automat? Cum încep să fac tot felul de trăsnări? Intru în tot felul de scheme. Și nu-mi dau seama, oh, iar am făcut-o. Prea târziu. Nu e prea târziu. Mă pocăiesc.